Andrei este student în anul întâi la Facultatea de Teologie din Craiova. A venit din Târgu Jiu și spune tânărul are nevoie de liniște și condiții de locuit bune pentru a lua note mari la facultate. Căminele studențești nu l-au mulțumit, așa că și-a închiriat o cameră într-un apartament. Pentru asta însă scoate de două ori mai mulți bani din buzunar numai pentru chirie. Mai bine dai mai mulți bani, dar ai și mai multe condiții. Și tu ce condiții ai? Păi... o cameră, o toaletă în cameră, o bucătărie, toate condițiile care le poți avea într-un apartament. Sute de studenți și elevi aleg să stea cu chirie, chiar dacă îi costă câteva sute de euro lunar, iar cei care au măcar o cameră de închiriat știu deja că pot scoate bani frumoși în această perioadă. Cât plătești? 200 de euro. Mult, puțin? Cum se pare? Acceptabil. Condițiile sunt direct proporționale cu prețul? Aproximativ, nu chiar. Baie proprie, bucătărie, frigider, televizor, internet. Chiriile s-au majorat cu circa 20-30%, contând foarte mult apropierea lor de centrele de studii și astfel diminuându-se cheltuielile cu transportul. Spre deosebire de anii trecuți, însă, anul acesta a crescut și numărul proprietarilor care închiriază cu acte în regulă. În anul 2014, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, am înregistrat un număr de 5675 de contracte la zi, asta însemnând 25 septembrie. Vis-a-vis de 2013 este o diferență foarte mică de 900 de contracte. Acum în Craiova o garsonieră mobilată și utilată modest poate fi închiriată și cu 200 de euro dacă se află lângă universitate. Studenții mai pretențioși găsesc și apartamente de lux care costă însă chiar și 5-600 de euro pe lună.